Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Deși trăim în secolul tehnologiilor, când informația a devenit accesibilă la un click distanță, Freedom House și Reporter Fără Frontiere afirmă că dreptul la libera exprimare nu este asigurat pe deplin în Republica Moldova. De Ziua Internațională a Libertății Presei vorbim despre situația actuală și încercăm să identificăm soluții pentru presa din Moldova. Subiectul a fost cercetat de colega mea, Elena Guțu, reporterul TVR, care a studiat acest subiect în ultimele zile. Elena, bună seara! Bună seara, Sandu! În concluzie, ce poți să ne spui? Cum stăm la capitolul libertatea de exprimare în țara noastră? În ultimii ani, piața media din Republica Moldova, într-adevăr, a devenit mai diversă datorită apariției mai multor portaluri informaționale. Grila TV a devenit mai bogată. Un exemplu în acest sens este și revenirea TVR-ului în casele telespectatorilor din Republica Moldova. Cu toate acestea, anumite clasamente internaționale, cel mai recent clasament Reporterilor Fără Frontiere clasează Republica Moldova cu 4 poziții mai jos la capitolul libertatea de exprimare, libertatea presei. De ce se întâmplă acest lucru și care sunt soluțiile pentru a redresa această situație? Aș vrea să le discutăm pe parcursul acestei emisiuni. Despre evoluția libertății de exprimare, Elena Guțu a realizat și un reportaj pe care vă invit să-l urmărim împreună chiar acum. Mass media din Republica Moldova s-a dezvoltat în principal în perioada post-sovietică, imediat după declararea independenței. Acum 20 de ani existau doar postul public de radio, televiziunea națională și câteva ziare. În prezent, conform datelor unui recensământ, în Republica Moldova sunt peste 500 de surse media, ziare, posturi de radio, televiziuni, portaluri online. Totuși, în ultimii ani, țara noastră este inclusă în lista statelor cu presă parțială liberă, potrivit rapoartelor Libertății Presei în lume. Începând din 2013 încoace, avem parte de scădere treptate, așa, lente, dar sigure, a ratingurilor pe țară ce ține de libertatea presei în Republica Moldova și în memoriile pe care le facem noi anual și o să avem mâine, apropo, un memoriu privind libertatea presei, dar și în rapoartele organizațiilor internaționale vedem regres și constatăm aceleași probleme care au fost în ultimii ani, despre care am vorbit nu odată, vedem că nu sunt soluționate. Anul 2016 într-adevăr a fost un an de declin în acest domeniu. Putem, sigur, că explica asta prin crizele guvernamentale și instabilitatea politică, însă noi trăim într-o continuă instabilitate politică din 2009 încoace, iar guvernanții își asumă totuși cu foarte mult succes anumite niște angajamente și sau obligația să le îndeplinească. Vă reamintesc că din anul 2009, în toate programele de activitate ale Guvernului Republicii Moldova, au fost prevăzute măsuri care ar fi dus cu siguranță la îmbunătățirea situației din țara noastră, însă aceste reforme anunțate nu au fost și finalizate. Lipsa pluralismului mass media, ingerința politicului în activitatea presei, cadrul legal nelucrativ, monopolul pieței media sunt unele dintre criteriile pe baza cărora este evaluat nivelul libertății presei din fiecare țară. Presa în fiecare zi constată tot mai multe și mai multe dificultăți. La moment, foarte multe instituții de presă sunt controlate politic, în interiorul cărora jurnaliștii nu au libertate de expresie, în interiorul cărora există cenzură sau autocenzură. Pe de altă parte, tot aceste instituții politice controlează și fluxul de bani, cum ar fi publicitatea, tot ei controlează și autoritățile care ar trebui să controleze aceste abuzuri în privința activității mass media politizate sau controlate de politicieni. Și de cealaltă parte avem presa independentă, care este pusă în condiții foarte dificile, nu doar accesul la informații e o provocare, ci și distribuția ziarelor, să zicem, a ziarelor independente este o provocare, publicitatea pentru mass media este o liberă, este o provocare, condițiile economice de existență a instituțiilor libere este o provocare. Noi avem problemele noastre cu care ne confruntăm în ultimii ani și aici ne referim la concentrarea mass media, polarizarea mass media, pentru că vorbim și chiar dacă anul trecut, de exemplu, pe segmentul de legislație s-au făcut anumite modificări, oricum nu am scăpat de concentrare, oricum încă mai avem proprietari de media, politicieni care au în proprietate mai mult de două licențe, da? Când vorbim și de radio și de televiziune. Și vorbim de accesul la informații. Avem probleme pentru că pe lângă
tradiționalele probleme, ca să le zic așa, care se ciocnesc jurnaliștii în ultimii ani, în ultima perioadă se vorbește mult de interpretare abuzivă a unor prevederi din legea privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă în anul 2010 a fost constatată o îmbunătățire a acestui aspect, ulterior situația s-a deteriorat foarte mult, spun specialiștii. Dacă mâine poimâine în țara noastră nu ar exista finanțări oferite de donatori externi, de partenerii de dezvoltare Republicii Moldova, care înțeleg că dezvoltarea democratică înseamnă și dezvoltarea mass media libere și independente, sunt sigur că o bună parte din redacțiile independente de azi s-ar închide, iar cetățenii ar fi privați și de această puțină informație obiectivă pe care o mai primesc încă. Lipsa investițiilor în domeniul mass media și lipsa unei coeziuni între instituțiile de presă sunt alte două aspecte constatate de experții în domeniu. În cazul când e vorba de abuzuri, la fel, nu întotdeauna media se solidarizează, dar țin aici să remarc faptul că în anul curent, atunci când a fost cazul Mariana Rață, am remarcat solidaritate și asta deja este bine, o schimbare în bine, pentru că mai multe medii s-au solidarizat și au dezbătut subiectul și în emisiuni și în știri, dar am făcut și o campanie în care jurnaliștii au publicat într-o zi anume informații din care fețele persoanelor au fost blurate din imagini, nu puteau fi identificate și nici numele nu a fost dat, chiar dacă era vorba de persoanele din administrația centrală. Deci este un exemplu bun și noi sperăm că vom continua. Paralel cu evoluția presei în Republica Moldova, trebuie dezvoltat și un cadru asociativ media care ar crea campanii de advocacy pentru presa independentă și care ar oferi sprijin legal și deontologic. Noi suntem într-o relație bună cu organizațiile non-guvernamentale din media, pentru că Ziarul de Gardă a beneficiat de mult sprijin moral pe parcursul celor 13 ani. Am avut foarte multe procese în instanță și nu am avut avocați și atunci ONG-urile de media ne-au oferit acest suport juridic. Am avut probleme chiar cu sediul și centrul de jurnalism ne-a oferit sediu pe câteva luni până am găsit o soluție. Am avut foarte multe atacuri din partea demnitarilor și atunci ONG-urile de media au făcut acțiuni publice și solicitări publice ca reporterii să nu fie agresați. În contextul în care piața din Republica Moldova este supusă unei concurențe neloiale din partea televiziunilor care retransmit posturi TV din Federația Rusă, publicul din Moldova a simțit mult timp necesitatea unei voci alternative. Una dintre acestea este revenirea TVR-ului în grila de emisie. Studioul TVR de la Chișinău oferă publicului emisiuni informative, programe publicistice, filme românești și străine, dar mai este loc și pentru alți investitori occidentali. Recent, premierul Pavel Filip a făcut un apel către instituțiile media din Occident să investească în piața mass media din Republica Moldova. Cazul României este un bun exemplu privind modul în care a fost consolidată piața mass media de peste Prut în contextul aderării la Uniunea Europeană. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre domnul Dragoș Vicol, membru Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Bună seara! Bine v-am găsit! Și doamna Sorina Ștefărță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism. Bună seara și bun venit la Obiectiv Comun! Bună dimineața! Cum obișnuiesc eu să-i stresez pe studenți pe la o bucată de zi. Domnilor și domnilor, vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuție. Este ora 17, este seara deja. Dumneavoastră puteți să participați la discuție pe pagina de Facebook TVR Moldova și pagina Obiectiv Comun, acolo unde și emitem live această emisiune. Stimați invitați, vorbeam despre faptul că suntem într-un regres în topurile internaționale. S-a și discutat și în reportaj. Vreau să vă întreb pe noastră care sunt factorii care amenință presa din Republica Moldova. Doamna Ștefărță. Păi, reportajul dumneavoastră a fost atât de vast și concludent încât am putea să închidem emisiunea aici, dar nu vom face. Factorii sunt tocmai cei pe care i-au menționat colegii mei din asociațiile media. Concentrarea, lipsa de
performanță financiară, ceea ce la rândul său generează lipsa performanței editoriale sau a independenței editoriale, accesul tot mai greu pe anumite segmente la informație. Deci este din varii zone, aceste probleme vin din varii zone. Orice regres este regretabil, mai ales când știi că ai fost undeva mai sus, nu? Și noi știm foarte bine că am fost pe poziții mai bune în aceste topuri. Săptămâna trecută la Berlin m-am întâlnit cu un manager de la Reporteri Fără Frontiere și el a explicat nițel și metodologia care, zic ei, au fost îmbunătățită. Bineînțeles că toată lumea a fost interesată să vadă unde este țara sa, am fost cu niște colegi din Balcani, au existat discuții dacă într-adevăr situația presiei din Moldova ar fi mult mai bună decât cea din Bulgaria, de exemplu, pentru că Bulgaria este mai jos decât Republica Moldova. Eu aș explica lucrul ăsta prin faptul că, din fericire, la noi totuși nu au fost omorâți jurnaliști, atacurile fizice sunt, nu există sau sunt foarte rare și în cazul ăsta, cel puțin pentru Reporteri Fără Frontiere, asta contează. Deci dacă într-o țară este atacat, agresat fizic un jurnalist, atunci țara asta automat pică în topuri. Dar la nivel de probleme, cred că am putea să fim și mai aproape de Bulgaria, de exemplu, pentru că am folosit exemplul lor. Un alt aspect pe care l-au evocat și experții media reprezintă și proprietatea media și, domnul Vicolo, am vrut să vă întrebăm dacă există suficiente pârghii legislative care ar asigura o anumită transparență în acest domeniu. În primul rând, subscriu totalitatea celor afirmate de către colega mea de platou în ceea ce vizează faptul că există un conglomerat, un mix de elemente care au configurat această panoramă pe care ați enunțat-o dumneavoastră foarte, foarte reușit în acest reportaj. În ceea ce vizează, deci, concentrarea media în Republica Moldova, sigur că aici discuțiile s-au purtat foarte mult timp în contradictoriu. Pe de o parte s-a încercat identificarea unui cadru legal care nu ar permite această concentrare, pe de altă parte modalitățile de atingere a acestui obiectiv au fost atât de diverse încât, indiferent de opinia care era emisă, volens nolens era atinsă de un flagel politic. În ceea ce vizează instituția pe care o reprezint eu, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin definiție noi suntem apolitici, însă din păcate în permanență există tentații din partea și clasei politice, dar și din partea mediului asociativ ca să fim implicați în anumite diatribe, în anumite mișcări politice și ne reușește cu foarte mult greu să facem față, deci, acestei avalanșe în permanență care ne-ar determina să rămânem apolitici așa cum suntem fixați noi prin legislație. Sigur, prin ultimele modificări și completări la codul audiovizual și cele de ultimă respirație, dar și cele care au avut loc mai înainte, s-a încercat să se facă câte ceva. Eu totuși consider că inițiativa președintelui Parlamentului în ceea ce vizează adoptarea în lectură finală a unui nou cod al audiovizualului va deci defini cu claritate mai mare ceea ce înseamnă, deci, sau mai bine zis, crearea anumitor impedimente în ceea ce vizează concentrarea surselor mass media. Deocamdată ceea ce s-a făcut, mie mi se pare că este un moment intermediar, un moment care ne obligă să mergem mai departe astfel încât să putem asigura o competitivitate și mai ales acces la informații. Este foarte important ca în această luptă de atingere a unor obiective majore să nu uităm de obiectivele imediate cu care se confruntă ziariștii zi de zi. Colega mea de platou a menționat pe bună dreptate, într-adevăr, nu s-a ajuns la un linșaj în sensul direct al cuvântului, nu s-au ajuns la anumite asasinate, însă, din păcate, mai avem anumite, deci, momente critice care ne distanțează de obiectivele pe care le-am propus noi și prin foaie de parcurs de aderare la Uniunea Europeană, dar și prin alte mecanisme pe care încercăm să le atingem. Eu consider că deocamdată ceea ce s-a operat la codul audiovizual și mă refer în primul rând la extinderea prime time-ului, mă refer în al doilea rând la ponderea emisiunilor în limba română, la produs autohton și așa mai departe, lasă loc de o anumită îmbunătățire, de o asanare, dacă doriți, a climatului, deci inclusiv și investițional în Republica Moldova, fiindcă pe finalul reportajului dumneavoastră ați menționat și mi-a părut foarte bine îndemnul primului ministru prin care a solicitat ca anumite posturi de televiziune din Occident, de peste hotare, să vină în Republica Moldova. Vreau să vă asigur de faptul că până nu vor fi siguri de faptul că există un climat sănătos în sensul bun a cuvântului, nimeni din, deci, proprietarii trusturilor serioase
serioase de peste hotare, care au o experiență, care au o expertiză, nu va veni să investească în Republica Moldova. Vor să se convingă de faptul că nu vor fi diluați în această mare, deci, a informații și până la urmă vor putea activa în condiții oneste. Poți să deschidem aici un pic parantezele. Eu nu aș fi atât de optimistă în sensul investițiilor, pentru că marii proprietari de trusturi, ei se gândesc la piață. Piața este cea care este, piața publicității este iarăși monopolizată. Pe lângă faptul că este mică, țara fiind mică, afacerile nebogate, piața publicității nu este una foarte consistentă. În plus, și din considerentul ăsta, teamă mie că vor investi cei care, de fapt, nu au nevoie de profitul financiar, ci urmăresc alte profituri și noi vedem că se investește tot mai mult din punct de vedere propagandistic. Iar aici ar trebui, aveți perfectă dreptate, ar trebui de identificat un mecanism ca interesul să fie strict de ordin profesional, strict de ordin de a dezvolta piața media și nu de a exista anumite subterfugii, cum ar fi, de exemplu, interese de ordin economic, pecuniar și mai grav interese de ordin financiar sau chiar politic cu vector geostrategic și așa mai departe. Asta ne interesează geopolitice, fapt, exact. Da. În acest sens, din discuțiile cu diversi experți media, ei au menționat pentru a atrage anumiți investitori străini ar fi necesară și crearea unui climat într-adevăr favorabil prin anumite politici fiscale. Credeți că acest lucru ar favoriza cumva un anumit interes spre piața medie din Republica Moldova, anumite facilități fiscale? Bineînțeles, fără crearea unui cadru economic sănătos, dacă doriți, fără deci propunerea unor anumite mecanisme care ar stimula aceste producții și venirea anumitor deci posturi de televiziune, mai ales de vocație europeană în spațiul nostru audiovizual, este imposibil atingerea acestui obiectiv. Sigur că noi ne propunem cel puțin la nivelul nostru micro, așa, să stimulăm producția autohtonă, sprijinindu-i pe radiodifuzorii locali. Este foarte important să nu ne deci, referim în exclusivitate doar la mari jucători. Jucători, cu, în sensul bun a cuvântului, pe piața media, cei care sunt prezenți la nivel național. Este foarte important să stimulăm producția autohtonă și mai ales posturile regionale. Din acest punct de vedere, noi încercăm să le oferim anumite granturi, anumite posibilități financiare pentru dezvoltarea deci, radiodifuzorilor locali. Sigur că este nevoie ca acest program să fie extins la nivel național. În ceea ce vizează politicile guvernului, s-ar putea identifica, bineînțeles, mai ales prin concursul instituțiilor europene, partenerilor noștri de dezvoltare, anumite facilități fiscale care le-ar permite să-și dezvolte produsul în Republica Moldova. Însă este foarte important, repet încă o dată, reiterez, ca într-adevăr, această competiție să fie una sănătoasă, să fie una nu doar durabilă, ci una sănătoasă, care să excludă lobismul, care să excludă anumite tendințe preferențiale și, într-adevăr, să creeze condiții obiective și condiții egale pentru toți cei care vor să investească în acest domeniu, care este, de altfel, unul foarte, foarte costisitor din punct de vedere financiar. Vorbind despre aceste modificări făcute anterior, sunt 8 ore de produs propriu, dintre care doar 4 să ceră a fi în limba română. Exact. Vreau să ne spuneți cum se motivează această decizie. Deci, în primul rând, s-a pornit de la premiza ca să fie stimulat produsul autohton și chiar pentru a nu deci, lăsa loc de anumite interpretări sau reinterpretări, foarte succint două rânduri, o să le citez în redacția cum a fost publicat în monitor oficial aceste deci, modificări la codul audiovizualului. Deci, la articolul 11 este indicat expres. Deci, aliniatele 2 și 3 deja vor avea un nou cuprins care sună în felul următor. Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv, adică în totalitate, în intervalul orelor 6-24. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore în limba de stat, adică în limba română. Și deci lucrul ăsta este, deci își propune drept scop expres, deci suscitarea interesului pentru produsul autohton, pentru emisiunile în limba română și în primul rând ca să existe producție locală, producție în limba română să fie dezvoltată, deci aici nu doar emisiunile în ceea ce vizează, dar să fie pus în valoare atât elementele de regie, elementele de noutate, inedit și așa mai departe, tot ceea ce vizează emisiunile, deci produsul autohton. Domnule Ștefărță, vreau să vă întreb ce părere aveți despre această modificare? Ce spun ONG-urile media?
Poziția ONG-urilor este cunoscută, cred eu, cel puțin domnul Vicol sigur este cunoscută, riscul ca acest produs autohton să fie pe puterile magnaților din audiovizual, iar magnatul la noi de fapt este unul singur, acum se mai întărește și al doilea și ambii acești magnați se sprijină pe retransmiterea unor posturi de televiziune care vin din Federația Rusă. Și cu siguranță ați văzut acest raport prezentat în 28 aprilie de către Asociația Presei Independente, raportul de monitorizare a 5 cele mai importante posturi de televiziune rusești retransmise în Republica Moldova. Și concluzia este mai mult decât tristă, pentru că foarte mult sau aproape tot ce se face acolo, din punct de vedere informațional, să zic, și al dezbaterilor este manipulare și propagandă. Eu știu că este foarte greu, dar un punct de vedere personal și nu doar personal este că dacă nu mergem pe calea ucrainenilor, și eu nu zic că ar trebui să mergem strict pe calea lor, să închidem aceste robinete, dar cel puțin sistarea emisiunilor de știri și a dezbaterilor este, eu cred că este singura noastră salvare, cel puțin pentru niște ani. Am făcut, tot săptămâna trecută, am publicat un studiu de caz pe site-ul mediacritica.md, este site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent, de exemplu despre emisiunea Prva Studie, a zis că nu pronunțăm nume de posturi, dar nume de emisiune, o să zic. Și i-a arătat matematic, în minute, cum se întâmplă, în ce zile, 4 zile pe săptămână, timp de 52 de minute sau cât durează cu toate inserturile publicitare o emisiune, cum se face propagandă în fostă zonă sovietică. Vreau în continuare să vedem și părerea cetățenilor noștri. Am ieșit în stradă să-i întrebăm dacă au încredere în presa de la noi. Răspunsurile le aflăm imediat. Am încredere în presă. Și vizionez televizorul și citesc și am duc cont de tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Aveți încredere în presă? În presă? Nu în toate. Dar de obicei ce obișnuiți? De obicei mă uit, la privesc mai multe surse și îmi fac concluziile mele. Citesc internetul și mă uit la știrile de seară. În principiu, presa își face treaba ei, eu așa socot. În genere, televizorul cam el îi predomină, dar mai citim și ziare. Acum să vă spun. Îi cred și pșeia. Până la urmă îi fac părerea mea. Presa vă zic că-i care și acui. Dacă e presă liberă și tot cineva o influențează. Dar dacă e aloșela, aloșela, bineînțeles că îi spune și îi spune, face ce îi spune șeful. Nu, nu cred. De ce? De ce? Dar și nu știi ce să faci în presă sau și a cui e presă? Mai puțin. De ce? Pentru că ceea ce este scris, nu mereu, trebuie dovezi să fie. De multe ori dovezi nu sunt la ceea ce este scris în anumite articole, în anumite portaluri de știri. Și respectiv asta nu aduce credibilitate, că nu este o anumită dovadă sau studiu de caz concret asupra ceea ce se discută sau despre ceea ce este scris. De aia nu mi-aduce credibilitate chestia dată. Presa iarăși, acum în timpurile noastre foarte ușor să intre în tema dată cu presa, faci un site, faci un site de știri, fiecare poate să-și facă, să promoveze un brand personal, poate să ai cineva în spate care a anumit flux de noutăți, vrea să le promoveze, având în spate un alt scop, respectiv de ce acum când fiecare poate să-și construiască așa o afacere, nu mai cred în domeniul ăsta. Stimați telespectatori, în continuare vreau să discutăm și cu jurnalistul domnul Vasile Botnaru, care se află chiar acum în legătură directă prin Skype cu noi. Domnule Botnaru, bună seara! Bună seara! Domnule Botnaru, vreau să facem o analiză a tipurilor de sursă media din Republica Moldova și să ne spuneți dumneavoastră, ca și expert, care sunt tendințele în țara noastră? Tendințele sunt ca în toată lumea. Se comercializează,
se transformă în presă afiliată unor interese politice, comerciale. Din păcate, televiziunile publice, instituțiile publice sunt subfinanțate și din cauza asta nu pot să fac o concurență pe potrivă, adică pierd în mod natural, cumva, ar zice eu. Asta nu este un fenomen moldovenesc. Și plus, șmecherii folosesc starea asta de lucruri pentru a-și promova interesele, șmecherii din zonele politice sau șmecherii din zonele geopolitice. Asta se întâmplă. Domnule Bodnaru, o pondere din ce în ce mai mare au și sursele online. Vreau să vă întreb pe noastră ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple cu sursele online, sursele deja cunoscute, precum radio și televiziune. Continuăm discuția în platou cu aceeași întrebare. Vreau să o adresez și dumneavoastră. Hai să ne spuneți dumneavoastră, doamna Ștefârță, despre această tendință a surselor online din ultima perioadă. Păi radio și televiziunea trec pe internet, ca și toate celelalte comunicații. Și asta învățăm și noi pe studenții la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Inițial ei sunt nițel șocați, cum așa? Până încheie anul de studii își dau seama că viața noastră tot mai mult se întâmplă pe internet. Probabil se va găsi un echilibru, ceva o să rămână, pentru că nu, cândva se zicea că va dispărea teatrul și, slavă Domnului, el există în continuare. Dar tot mai multă lume se informează de pe internet, este un lucru bun, pe de o parte, pentru cei care reușesc să filtreze informația și astăzi deja există site-uri dedicate verificării faptelor, verificării unor informații, există acțiuni, campanii de educație mediatică în care, și asta, cum a zis și domnul Botnaru, nu este un fenomen moldovenesc. Asta cu dezinformarea s-a făcut Brexit în Marea Britanie, de exemplu. Și atunci este o problemă cu care se confruntă foarte multe societăți, cam toate societățile, și cu cât mai mult au avansat în zona informației în acest domeniu, cu atât mai mare sunt provocările de a rezista fluxul informațional. Tocmai de-aia și Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat aceste activități de educație mediatică. Se merge în școli, se merge în universități, le se arată tinerilor pașii pe care ar trebui să-i facă atunci când vor să verifice o informație și primul moment este să ne întrebăm dacă nu e prea neverosimil încât să fie adevărat. Dar pentru asta este nevoie de gândire critică. Eu mă bucur că respondenții din sondajul dumneavoastră, majoritatea au zis că nu au încredere în media. Am făcut 17 ani de media și pe atunci trebuie să recunosc că mă bucuram când vedeam în sondaje că lumea are încredere în presă. Astăzi nu mă mai bucur, pentru că lumea are încredere în presă, dar depinde ce presă consumă ei. Dacă au încredere, cum zicea într-un reportaj o bătrânică de la Sud, că vor veni 30.000 de serieni pentru că așa au spus la televizor, asta deja este o problemă. Și cum securizăm, de fapt, acest spațiu informațional? Vreau să revenim gândind limpede. Reluăm apelul cu domnul Vasile Botnaru chiar acum. Domnule Botnaru, bună seara din nou! Vă aud. Domnule Bodnaru, revenind la întrebarea precedentă despre tendința surselor online de media, ce se întâmplă cu televiziunea și cu radio, inclusiv cu presa scrisă în țara noastră? Păi trebuie să ne adaptăm la chestiunea asta. Gândiți-vă că acum șefii de stat își publică mesajele pe Twitter. Trump, de exemplu, este cunoscut pentru faptul că personal consideră asta un canal important ca să dea semnale. Sigur că astea nu pot fi anexate la documentele oficiale ale Casei Albe. Dar ăsta e un mijloc foarte important. Gândiți-vă la Balena Albastră. Cum a intrat ea pe Oberlicht? Da? Lucrurile astea sunt inevitabile. Trebuie să știm să le instrumentalizăm. Domnul Vicol trebuie să știe să anticipeze lucrurile astea, zic domnul Vicol, și având în vedere instituția în întregime.
trebuie să încerce să țină pasul, dacă nu cumva chiar să anticipeze lucrurile astea, dar pentru asta avem nevoie de laboratoare. Iată, în sensul ăsta, de exemplu, eu aș pleda pentru intrarea centrului NATO, dar pentru că centrul NATO are tehnologiile avansate. Și atunci când cineva spune nu avem nevoie de NATO aici la Chișinău, centrul NATO, avem nevoie inclusiv pentru asta. Pentru că un centru NATO ne va ajuta să avem o celulă care să facă investigații la timp, să vadă de unde poate să intre niște atacuri cibernetice peste sistemul bancar sau peste sistemul, de exemplu, de dispecerat de la aeroport. Lucrurile astea trebuie gândite în complex și televiziunea sau media pe net, asta e un aspect care, exact cum spunea și Sorina, în componenta lui de media, nu o să dispară cum a dispărut cinematografia și teatrul. Dar noi mergem spre o informatizare tot mai mare. Chiar dimineața auzeam o știre dată de parcă președintele Băncii Mondiale, care spunea până prin 2030 sau chiar 40, Thailanda, Cambodgia, chiar China riscă să piardă mai mult de 50% din brațele de muncă din cauza printerilor 3D, care vor dezlocui brațe de muncă. Deci, dacă noi vrem să facem parte din lumea civilizată, trebuie să ne gândim la lucrurile astea și nu doar să ne văicărăm și softăm. Domnule Botnaru, vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Domnule Vicol, vreți să adăugați ceva la spusele domnului Botnaru? Să punctez câteva chestiuni. Sigur că elementul de prevenție este unul, nu că important, este unul determinant. Într-adevăr, trebuie să ne pliem pe realitățile pe care le avem, însă în același timp trebuie să ținem cont de faptul că această gândire critică de care spunea colega mea de platou este foarte importantă să se producă în condițiile în care există o anumită libertate de gândire a populației. Însă, din păcate, majoritatea segmentelor din societatea noastră are o gândire, dispun de o gândire anchilozată, o gândire în care se prezintă anumite opinii ca fiind niște fapte veridice. Deci populația nu se mai informează, nu mai discerne, nu încearcă să separe grâul din eghină, cum zicem noi, ci tocmai se informează dintr-o singură sursă. Asta este pericolul cel mai mare. Pe de o parte, noi vorbim de libertate. Sau din patru surse identice. Sau din patru surse. Tot dintr-o sursă. Tot dintr-o sursă care prezintă deci spectral anumite lucruri. Deci important este, dincolo de această gândire critică, să cultivăm, dar e vorba de durată o anumită cultură a informării. Vorbim despre propaganda aici și s-a realizat un reportaj. Elena a discutat cu specialiștii media despre acest fenomen, propaganda din Republica Moldova și formele prin care acestea se manifestă. Ce s-a discutat, vă invit pe noastră să aflați în secundele ce urmează. Cetățenii Republicii Moldova sunt supuși unei propagande duble. Pe de o parte este vorba despre cea externă, care vine în special dinspre Rusia, dar și internă de la presa controlată politic. Experții consideră că instituțiile media în limba română nu pot ține piept presiunii mediatice de la Moscova. Noi avem nefericirea de a fi o zonă în care tradițional influența, de exemplu, a propagandei ruse este extrem de mare și are loc nu doar prin intermediul instituțiilor mass media retransmise la noi, în primul rând prin intermediul acestora, iar faptul că în țara noastră sunt retransmise cele mai importante voci, portavoci ale propagandei kremline, denotă din punctul meu de vedere lipsa perspicacității guvernanților noștri, care declară toți într-un glas sau cei mai importanti dintre ei că sunt pro-europeni, că își doresc ca fenomenul propagandei să fie oprit. În realitate nu fac lucrul ăsta și nu-l fac pentru că au și ei interesele lor, inclusiv comerciale. Dar vă spuneam că influența propagandei se resimte și pe alte căi. Este vorba de Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, care și în ultimele alegeri s-a comportat ca un agent de influență al Federației Ruse în țara noastră. Că noi, din păcate, în țara noastră nu avem o strategie sănătoasă de a proteja cetățenii de aceste imixtiuni străine și asta tot ține de responsabilitatea și a Parlamentului și a Guvernului, a Serviciului de Informații și Securitate și altor structuri publice pentru care cetățenii acestei țări plătesc impozite, iar acești oameni ar trebui să se ocupe de protecția inclusiv a spațiului informațional.
Situația Republicii Moldova este gravă în contextul în care spațiul mediatic este dominat în proporție de 90% de conținut rusesc. Lucrurile devin și mai complicate atunci când propaganda externă se suprapune cu manipulările interne generate de posturile de televiziune controlate politic. Avem propagandă și internă și externă. Am văzut în timpul campaniei electorale de la finele anului trecut cum unele instituții media, în special din audiovizual, s-au implicat masiv în propagarea intereselor și mesajelor unui anumit concurent electoral. Din punct de vedere al propagandei externe, da. Problema, din păcate, mai există și vorbim de ea nu de azi, de ieri, de câțiva ani buni. S-au încercat diferite modalități, inclusiv modificarea legislației. Totuși, credem că chiar și această modificare recentă, da, la codul audiovizualului, prin care radiodifuzorii locali vor fi obligați să producă mai mult spațiu, să aibă mai mult spațiu de produs autohton, oricum nu credem că va rezolva problema. Pe lângă eforturile asociațiilor media de a vorbi despre propaganda rusească în mass media autohtonă, mai mulți jurnaliști, inclusiv români, susțin că una dintre soluții este educația media. Este vorba despre ore facultative care ar urma să fie predate chiar și în școală, dar autoritățile ar trebui să creeze și un cadru legal care ar proteja spațiul informațional. Cred că și statul ar trebui să facă o legislație, un cadru legislativ mult mai bun pentru a sancționa atunci când sunt derapaje de acest gen. Sigur, asociațiile media de aici, din Republica Moldova, vorbesc despre acest fenomen și trag semnale de alarmă. Există programe cum ar fi Stop False, care funcționează în Republica Moldova, dar cred că acesta trebuie completat și de un aport din partea organelor statului pe această dimensiune. Acest război informațional este prezent pe piețele media din mai multe state. Autoritățile din România încearcă să contracareze propaganda prin aplicarea unor amenzi celor care manipulează evident pe plan intern. Și să vorbește despre o propagandă dublă, să vorbim și în reportaj. Vreau să vă întreb în continuare, stimați invitați, pentru a scăpa de această propagandă, probabil avem nevoie de mai mulți investitori, avem nevoie de o echidistanță, multe păreri. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră despre cât de multe investiții se fac în acest domeniu în Republica Moldova. Dacă ele, în general, se fac și dacă nu, cine ar, dacă se fac, cine le face și cine ar trebui să le facă în viitorul apropiat? Ca să avem așa o... acea libertate de exprimare despre care discutăm în cadrul ediției de astăzi. Mie mi-este greu să răspund. Nu am văzut foarte mari investiții în ultimii ani. S-a venit strategic, așa cum a venit și TVR-ul venit TVR-ul din fericire. O investiție externă? Da. Dar nu vedem magnați, nu vedem... poate că e și o problemă de limbă. Moldovenii, majoritatea vorbesc două limbi și atunci de ce ar veni CNN-ul, nu știu, să investească aici sau oricum foarte puțină lume s-ar uita la un post local, s-ar putea că divaghez acum, nu știu, nu sunt dar investitorii locali? Investitorii locali, uitați-vă că mai apare un post de televiziune, mai apare, dacă îi considerăm pe ei investitori, atunci se mai investește în media, dar în spatele oricărui investitor sau a 90% din investitorii în media din Republica Moldova mai stă o investiție politică și mai rău geopolitică. Și ele toate sunt într-un cerc vicios. Chiar în ultima ședință a Consiliului Coordonator Audiovizualului am recepționat solicitarea unui post de televiziune care era focusat în exclusivitate pe știri sportive. Au solicitat ca să-și extindă grila, să devină un post generalist, motivând prin faptul că, într-adevăr, nu există în Republica Moldova o necesitate sau o dorință atât de ardentă ca să existe un post propriu-zis 100% sportiv. Asta am exemplificat pentru a arăta, într-adevăr, fruntarele, hotarele pieței noastre imediat și care sunt, din păcate, unele restrânse. Și aici este vorba pe bună dreptate și de cunoașterea a limbii ruse și a limbii române. De obicei, deci populația nu cunoaște atât de
de mult nu are acces la o limbă de circulație internațională în mare majoritate, ca să poată anumite posturi penetra spațiul nostru mediatic. Pe de altă parte, este vorba de piața de publicitate, care este una în perpetuă diminuare, din păcate, deci nu oferă posibilități majore de dezvoltare. Pe de altă parte, vreau să vă spun, fiindcă ați invocat cele două noțiuni care sunt foarte, foarte nocive pentru întreaga Europa și pentru întreaga planetă, deci manipularea și propaganda. Din păcate, nu avem stipulate aceste două vocabule, aceste două noțiuni ca și încadrare juridică. Acest lucru este o carență foarte mare pentru legislația din Republica Moldova, ori noi nu putem nici de cum, sub nicio formă, chiar în pofida unei agresivități exacerbate, a unui post de televiziune, nu-l putem sancționa pentru derogări, pentru că a comis, de exemplu, acte flagrante de propagandă sau de manipulare. Deci, din acest punct de vedere, rugămintea mea, dar și a societății civile, ca să devină mai vocale, mai în sensul în care legiuitorul să stipuleze ce înseamnă propagandă, ce înseamnă manipulare. Fiindcă noi, pe de o parte, am primit posibilitatea de a sancționa, sancțiunile de altfel, dacă vom reuși, le vom discuta, au crescut din punct de vedere cifric, însă nu este misiunea noastră a Consiliului Coordonator Audiovizual de a deveni o instituție inchizițională în care să sancționăm, să dăm cu bâta. Pe de altă parte, anumite derapaje sau anumite acțiuni flagrante, noi le vom putea deci deja pedepsi pe potriva gravității acestor acțiuni. Vreau să vă revenim la acele investiții despre care s-a discutat aici în emisiune. Despre cine sunt cei care investesc în acest domeniu în Republica Moldova, dacă domeniul este profitabil sau nu, vă îndemn să aflați din reportaj. Deși domeniul mass media nu este unul profitabil, există instituții independente pe piața din Moldova care reușesc să se mențină în topurile autohtone. Adică până cât timp dacă tu de începi un proiect media, oricât de bună idee n-ar fi, oamenii sunt sceptici la tine, pentru că în acea perioadă cel mai eficient e pur și simplu să câștigi proiecte și demonstrezi tu că ideea ta merită implementată. Eu cred că media din Republica Moldova ar trebui să gândească cumva cum se iasă și pe alte piețe. Unele instituții media de la noi își desfășoară activitatea grație proiectelor internaționale. În primul rând este Uniunea Europeană, care oferă finanțări în cadrul diferitor programe. Bine, Uniunea Europeană nu investește direct în anumite instituții media, totuși investește în modificarea cadrului legislativ. Mai speră încă că este posibil ca guvernarea Republicii Moldova în ceasul al 12-lea să înțeleagă beneficiile unei prese libere pentru dezvoltarea țării noastre pe o perspectivă îndelungată, nu pentru o perspectivă medie sau scurtă. Totodată, Statele Unite ale Americii, prin programul Departamentului de Stat al SUA, prin intermediul programului de granturi mici al ambasadei SUA, oferă astfel de finanțări. Sunt și mai multe ambasade, cum ar fi ambasada Suediei, ambasada Finlandei, alte ambasade ale unor țări europene, care în cadrul unor concursuri deschise și transparente, la care pot aplica toate instituțiile media și programe care nu condiționează politicile editoriale ale instituțiilor media decât ca acestea să fie corecte și obiective în interesul public. Deci aceștia sunt printre donatorii interesați în dezvoltarea mediei din țara noastră. Piața Republicii Moldova este una extrem de mică. Ea nu prezintă interes, din păcate, pentru mari investitori care fac afaceri în domeniul media și noi am avut câteva exemple și toate, de fapt, au fost nereușite, pentru că piața media, fiind atât de mică, nu generează profituri. Conform datelor, piața de publicitate din Republica Moldova abia depășește 20 de milioane de euro, o sumă mică raportată la numărul de instituții media din țara noastră, televiziuni, posturi de radio, portaluri online sau ziare. Eu cred în investiții private în presă liberă în țările în care businessul este liber. În Republica Moldova, businessul are și el constrângeri. Într-un stat corupt, asupra businessului se fac multe presiuni și businessul este nevoit să colaboreze cu lumea politică ca să existe. Atunci, dacă există această problemă, businessul nu ar trebui nici pe aproape să se gândească la investiții în media, iar jurnaliștii nu ar trebui să accepte, pentru că presa nu va fi liberă în acest mod.
România investește pe piața media din Moldova direct prin prezența a 3 instituții media, dar și indirect, prin diverse programe inițiate de Ministerul Românilor de Pretutindeni. Investitorii români ar fi dispuși să se implice și mai mult dacă autoritățile de la Chișinău ar elabora anumite politici fiscale care ar încuraja acest lucru. Cred că interesul investitorilor români ar putea să crească, dar numai în condițiile în care s-ar putea schimba cadrul legislativ și în România cu privire la fiscalizarea lor. Practic ei nu pot intra pe această piață, este neconcurențială, nu au niciun interes, până la urmă au business-uri și acestea sunt mici fabrici de bani, nu pot funcționa pe aer. Tocmai de aceea cred că o soluție ar putea fi fiscalizarea mai mică a televiziunilor din România care doresc să pătrundă pe piața din Republica Moldova. Aceasta, după părerea mea, ar trebui să fie o strategie pentru statul român și aici ar putea fi o cheie de a aduce investitori români peste Prut. Stimați respectatori, în minutele ce urmează intrăm în legătură directă cu președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Doru Dinu Glăvan. Domnule Glăvan, bună seara! Bună seara, bun găsit pe această frecvență a televiziunii TVR Moldova. Domnule Glăvan, Uniunea pe care o reprezentați are în vizor creațiile publicistice și jurnalistice ale comunității de români atât din România cât și de peste hotare. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum apreciați activitatea jurnalistică de aici din Republica Moldova. Știu în primul rând că vă este tare greu, pentru că sunt aceste curente potrivnice, că aveți de înfruntat multe asemenea atitudini și cred că nu vă este ușor deloc dumneavoastră celor care practicați jurnalismul la Chișinău. Pe mine mă bucură faptul că aproape 100 de jurnaliști din Chișinău sunt membri ai Uniunii noastre, avem chiar o filială acolo și că probabil și prin acești colegi ai noștri din Chișinău s-ar putea să reușim să aducem pe cât posibil un echilibru în ceea ce înseamnă activitatea publicistică. Repet, nu sunt convins că nu vă este deloc ușor, dar cred că trebuie să luptăm împotriva tuturor vicisitudinilor în așa fel încât acest spațiu atât de drag nouă, care este România Mare, să fie binecuvântat de Dumnezeu și chiar să nu mai avem opreliști și Prutul să nu mai fie o graniță între noi. Domnule Glăvan, din experiența dumneavoastră, care ar fi soluțiile pentru îmbunătățirea aspectului ce ține de libertatea presei și care este experiența în acest sens inclusiv în România? Este un lucru tare greu de explicat, dar în același timp foarte simplu. Puterea financiară, puterea politică sunt determinante, din păcate, în aceste vremuri pe care le trăim, sunt foarte importante. Banul care este, știți cum se spune despre ban ca ochiul dracului, de asemenea, forța politică, cea care nu totdeauna este cea mai onestă pentru țară, ci poate pentru interese de grup, interese secvențiale, face ca presa să nu fie în permanență una care se poate rezolva deontologic problemele de interes național. Spun că e posibil să fie așa, dar se și întâmplă așa și la noi și peste tot în spațiul românesc. Cred că până când forțele politice nu vor deveni forțe adevărate pentru popor. Domnule Glăvan, vă mulțumim pentru această intervenție. Noi continuăm să discutăm despre colaborările cu presa din România. Intrăm acum în direct cu expertul media prin legătură telefonică, cu domnul Mădălin Sârbu. Domnule Sârbu, bună seara! Bună seara! Domnule Sârbu, vreau să ne spuneți cât de atractivă este piața media din Republica Moldova pentru investitorii români, pentru că s-a discutat despre investiții recent aici în platou. Cred că piața media pentru un investitor este destul de atractivă. Important este ce își propune acel investitor să facă pe respectiva piață și dacă reprezintă doar un singur investitor sau dacă reprezintă doar un simplu investitor
sau este mai mult decât atât? Și aici am în vedere diverse acțiuni de propagandă, în mod evident. Dacă este să vorbim despre pârghiile legislative din domeniul media, am putea să preluăm noi cei din Republica Moldova, cea de la România? Aici cred că este vorba de un dans în doi, dacă îmi permiteți această metaforă. Oricât de mult ar încerca statul să reglementeze un domeniu, este nevoie și de participarea asociațiilor profesionale. Putem să vorbim de libertatea presei, dar în aceeași măsură trebuie să vorbim și de o autocenzură a presei. Trebuie să discutăm și de un grad ridicat de reziliență al comunicatorilor atunci când vorbim de acest fenomen al propagandei, care, în mod evident, nu inventează apa caldă sau roata, ci propaganda, practic, joacă cu materialul clientului, exploatează niște vulnerabilități ale statului țintă sau, dacă poate, le creează pentru a-și atinge niște ținte. Domnule Sârbu, vă mulțumim frumos pentru intervenție. O seară bună vă dorim în continuare. Stimați invitați, suntem pe final de emisiune. Vreau, în concluzie, să ne spuneți despre cum putem promova jurnalismul de calitate în Republica Moldova, cum putem să ne ridicăm în acele topuri despre care s-a și discutat, inclusiv la începutul emisiunii. Doamna Ștefărță. Eu cred că voi spune ceea ce spun de foarte multă vreme, că până la urmă depinde foarte mult de oameni, de fiecare persoană în parte, cine și ce face în echipa în care lucrează, cine și ce face la locul său de muncă. Este trist, dar nu este imposibil să schimbăm puțin câte puțin și în zona asta câte ceva. Noi, de exemplu, eu am adus cu mine un ziar și nu este publicitate, pentru că este un ziar care se face odată în an. Și este ziarul studenților de la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Este ultimul curs jurnalism comunitar pe care ei îl fac la final de an, arătându-ne ce au reușit să învețe. Și ne bucurăm că s-a întâmplat, îl scriu, îl editează, îl machetează și îl trimit la tipografie. Deci speranța există că putem, creând, producând oameni de calitate și profesioniști de calitate, vom influența la rândul nostru calitatea media în care vom merge să lucrăm. Vă mulțumesc, domnule Vicu. Inclusiv și acest exemplu este unul deosebit de sugestiv, fapt care certifică că în Republica Moldova există presă de calitate, există ziariști de calitate cu o singură condiție, să li se permită să-și facă treaba, și când mă refer la faptul să li se permită să-și facă treaba, am în vedere ca să fie eliberați de orice coerciție, de orice constrângeri, de ordin politic, de ordin economic, de oricare ordin. Și atunci, dacă presa se va elibera ea însăși și îi se va permite să se manifeste plenar, atunci cu certitudine vom vorbi nu de o dispariție a cenzurii sau a propagandei, dar cel puțin de o anumită estompare, de o anumită limitare. Și atunci progresul va fi vizibil și eu cred în gradualitatea acestui progres, astfel încât la o viitoare emisiune, de exemplu anul viitor, să putem vorbi de niște succese mai palpabile decât în acest an. Vă mulțumesc, Elena. Astăzi, de Ziua Internațională a Libertății Presei, mai mulți jurnaliști, dar și reprezentanții ai ONG-urilor media au ieșit în fața publicului și au înaintat un memoriu, vreau doar să fac o mențiune, în care au scris mai multe recomandări pe care ei le înaintează guvernului și parlamentului, de care ei ar dori să se țină cont pentru a schimba clasamentul Republicii Moldova în aceste raporturi internaționale. De ce este important acest lucru? Am discutat azi foarte mult despre aceste investiții care urmează să vină în media, anume aceste clasamente, aceste rapoarte internaționale. Ele reprezintă un indice de referință pentru diplomații mondial și ulterior pentru acei oameni, pentru acei reprezentanți ai trusturilor media care ar fi bine dispuși să investească în presa din Republica Moldova. Stimați invitații, vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Andrei Neguță, consilierul președintelui Igor Dodon, este noul ambasador al Republicii Moldova la Moscova. El a fost desemnat de guvern cu două voturi împotrivă date de doi miniștri liberali. Tot astăzi, executivul de la Chișinău a numit și ambasadorii pentru Austria și Belarus. Vă spunem mai multe peste doar câteva minute în telejurnal.
Stelați, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră, când vom discuta despre munca sezonieră. Eu vă spun la revedere, o seară liniștită să aveți!